Nuntă la Palat. Sub această denumire s-a deschis o nouă ediție a Târgului de Nunți, de data aceasta evenimentul fiind găzduit de Palatul Culturii Teodor Costescu. Dacă sunteți hotărâți să faceți pasul cel mare la Târgul de Nunți, puteți găsi tot ce vă trebuie pentru un eveniment de vis. Mi s-a părut o denumire potrivită, având în vedere că ne găzduiește acest edificiu emblematic pentru orașul nostru. Vor fi foarte mulți expozanți, câteva zeci de expozanți, care ne vor oferi diverse servicii pentru evenimentele fericite din viața noastră. Aranjamente florale, agenții de evenimente, cofetării, baruri mobile. Este un eveniment încurajat de Palatul Cultural și de primărie și personal de mine. Sunt două aspecte. Odată încercăm să sprijinim și mediul de afaceri de la nivel local, dar în același timp sprijinim și tinerii, le dăm o șansă celor care vor să se cătorească anul acesta, anul viitor, să vină și să-și caute lucrurile necesare pentru o căsnicie, pentru primul pas pe care îl fac în viață. Nunta perfectă pornește cu alegerea verighetelor, dar și a costumelor pentru miri. În ceea ce privește rochia de mireasă, orice femeie poate impresiona prin modelul ales în această zi specială, iar mireasa trebuie să arate impecabil. Anul acesta tendințele sunt aur alb și galben, combinații, și în special verighetele cu pietre prețioase, diamante. Nu pot să zic că urmăm trendurile, după cum vedeți, rochile sunt un pic altfel față de ceea ce se găsește în mod normal pe piață. Noi venim cu propunerile care ne caracterizează pe noi în mod normal. Folosim des tiul, mătase naturale, pene. Avem aici țesăturile, o serie variată de accesorii, de la brățări batiste. Personalizarea costumelor se face de la nasturi, interiorul acestora, cămășile, deci tot. În plus, tot colaborare, Doria se cheamă pentru pălării, este un brand internațional din Italia și sperăm noi să facem o colaborare frumoasă. Venim în fiecare an, este un eveniment reușit. Cu această ocazie ne prezentăm ofertele și ne adresăm tuturor miroaselor 2019. Avem un catalog din care ele poate să-și aleagă coafurile pe care le poartă în această zi importantă. O nuntă de vis înseamnă și invitați mulțumiți. Pentru asta, o gustare dulce este alegerea perfectă. Anul acesta, cofetăriile ne recomandă combinații de arome. Și pentru ca orice român să se simtă foarte bine, are nevoie și de o băutură specială la Târgul de Nunți. Pentru asta sunt prezente și oferte. Cofetăria este o artă și arta înseamnă să ai un pic de curaj, cred că un pic mai mult, și să ai niște emoții atunci când te apuci de o lucrare. Este o deconstrucție de prăjitură pe care noi o propunem anul ăsta pentru Candy Bar. Asta înseamnă că în loc să mâncați cu furculița o felie de prăjitură pe o farfurie, foarte simplu, o montăm în pahar, așa cum ar fi fost felie, mult mai igienic, mult mai ok. Venim cu un meniu diversificat de băuturi, cu alcool și fără alcool, long drinks-uri și shot-uri, pentru nunți, botezuri, evenimente corporate. O să vă fac un cocktail fără alcool, este rețetă proprie. În gheață. Păi un fai. Acesta este. Deci cum este ceasul ăsta? Foarte bun. E o combinație, un cocktail foarte, foarte bun. Îl știu pe domnul care le servește și este chiar un profesionist în zona cocktailelor, a băuturilor. Orice cuplu proaspăt căsătorit își dorește ca nunta să fie cea mai reușită, iar peste ani să-și amintească cu drag de acest eveniment special. Tocmai de aceea, la Târgul de la Palat, sunt prezente și firme care oferă servicii foto-video. Iar ca tabloul unei nunți perfecte să fie complet, o frumoasă limuzină îi va conduce pe miri pentru a-și uni destinele. Venim cu clasicele fotobucuri, să le spunem așa, însă am extins paleta de coperți, coperți sintetice, coperți din piele naturală. De asemenea, pe partea de video deja am săltat nivelul la rezoluție 4K. Deja piața cere asta. Suntem aceiași oameni, aducem un concept nou vis-a-vis de fotografia de eveniment
Și cel mai mult ne interesează să putem să interacționăm cu potențialii clienți. E vorba de perspectiva fiecărui fotograf. Din fericire, serviciile de fotografie au crescut foarte mult în România în ultimul timp. Atât eu cât și mulți colegi oferim servicii de calitate. Poate contează, să zicem, și omul, trebuie să te potrivești foarte mult cu clienții. Să zic că asta ar fi diferența, fiecare să-și aleagă clientul potrivit pentru ceea ce oferă. Eu și echipa mea încercăm să oferim pieței o altă viziune. Pornind de la premisa că fotografii de eveniment fac legătura între trecut, prezent și viitor, vă oferim amintiri. Evenimentul Nuntă la Palat este deschis pentru publicul larg până duminică la ora 18 în incinta Palatului Culturii Teodor Costescu, sala Popa Popas. În tot acest timp, tinerii care vor trece pragul instituției de cultură vor avea parte, pe lângă serviciile oferite la nunți, și de concerte surpriză.